Bună dimineața! Suntem în 14 octombrie, o sâmbătă liniștită, în parc, frunze galbene căzute și care ne inspiră la melancolie și la poezie, mai ales că Neti Badea și-a lansat o carte de poezie, o poveste de iubire scrisă și trăită în același timp, un mod de exprimare existențial prin poezie a stărilor sufletești. Oarecum putem să spunem că poezia deschide sufletele și când te ascunzi de soare, copacii te privesc umiliți. Eu știu că a te ascunde înseamnă umbra. Când tu te ascunzi de nori, vor veni ploile tuturor primăverilor să te viziteze. Și apoi, bineînțeles, toamna cu ploi de frunze galbene, cu miros de ploaie și de poezie. Al meu astăzi, George Popa, iubim Brașovul.